să-și face rost pe calea ei, mergeau femeile plângând printre morminte, căpate locul de îngropare a Sfântului ucis de Ahirei. Ardeau de dor să-l vadă încă o dată, să-i soarbă vorbele deja. Dar vântul parcă le spunea pe dată că vremea aceea a trecut și e în zadar. Și totuși, pașii le purtau înainte, umblând printre măslinii mici, gândind cu groază, când la viață, când la soldații de servici. Dar când sosesc, mirare mare, că piata nu-i și nici soldați. Sfărmate în colv zăceau pe ceți romane, iar armele lăsate în drum de cei plecați. Ce poate fi să-l fure oare? Să nu-l lase nici chiar mort? Să n-avem tihnă de îngropare, să nu-l jelim pe Domnul nostru? Cuntoiei vreo două cleacă, doar una stă plângând, parcă așteptând. Când, din dărăt, o voce blândă întreabă, Maria, de ce mă cauți în mormânt? Am înviat, cum spus am înainte, pe când umbleam cu voi pe drum. Sunt viu pe veci, că nu pot fi morminte să înlănțuie pe Fiul celui Sfânt. Am isprăvit de tot paharul, sortit de Tatăl să-l beau. De acum e liber să curgă harul, iar eu sunt bucuros să-l dau. Te duci, anunță-i pe apostoli, că nu e așa cum s-au gândit. Și spune-le că nu port pică, fiindcă au trădat și au fugit. Așa a fost scris de Domnul vieții, să fie jertfă și calvar. Iar zorii noi ai dimineții să fie nu cu fapte, ci prin har. Trăiți de acum o nouă viață, născută din puterea unui Domn ce-i viu. Și tot ce Duhul Sfânt vă învață, să credeți astăzi, mâine prea târziu. Amin. Amin. Amin.